Pentru seria 4 din acest an, cu date de plecare în perioada 24-27 aprilie pentru județul Argeș, au fost repartizate un număr de 116 bilete de tratament balnear în stațiunile 1 mai, Amara, Bala, Buzia, Școvazna, Gioagiu, Govora, Herculane, Olănești, Neptun, Ogna, Șugatag, Pucioasa, Slănic, Prahova, Sovata și Techirghiol. Eliberarea biletelor se face până pe 15 aprilie, conform planificării care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii martie 2022 original sau copie și xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie. Repartiția poate fi consultată și pe site-ul Casei Județene de Pensii Argeș, www.cjparges.ro. Contribuția individuală a unui bilet de tratament balnear este de 50% din cuantumul brut al pensiei. În cazul în care pensionarul are și calitate de asigurat, contribuția individuală pentru eliberarea unui bilet este de 50% din cumulul pensie cu salariu brut pe luna anterioară plecării și, din nou important, vă reamintesc, eliberarea biletului se face numai personal titularului pe bază de buletin de identitate. Pensionarul, beneficiar de bilet, va avea asupra dumnealui și trimiterea de la medicul de familie. Au rămas 59 de bilete pentru care nu au fost solicitări în stațiunile 1 mai, 4 bilete, Amara, 10 bilete, Bala, 4 bilete, Buziaș, 5 bilete, Covasna, 9 bilete, Gioagiu, 1 bilet, Neptun, 6 bilete, Ogna, Șugatag, 2 bilete, Olănești, 11 bilete și Pucioasa, 7 bilete.